așa lungi. Treaba lui. Da ăla cu botul turtit și cu colți. Treaba lui. Tăticule, da animalul ăla cu buzunar la burtică, ce? Treaba lui. Tăticule, dar... Ia nu-l mai bate atâta la cap pe taică tău. Taci din gură. Lasă dracu copilul să întrebe. Păi altfel cum vrei să învețe? În rândul patru banca de la geam. Spune, n-am avut o idee bună să venim aici, nu? Îți place la grădina zoologică? Bineînțeles, numai că... Numai că ce? Numai că nu pricep un lucru. Grădina zoologică are nevoie de animale sălbatice. Dar ce nevoie e de animale sălbatice în pădure? Mă uit la lei ăștia și mi-aduc aminte de numărul de dresaj de la circ. Era bun? Ah, formidabil! Dresoarea și-a băgat capul în gura leului, el încerca să strângă fălcile și parcă nu putea, parcă îi se fixa, se rașa, știi? Mm-hmm. Ce zici de asta? Păi ce să zic, și-o fi dat dresoarea cu fixativ. Cu totul altfel s-a fixat titlul... Zoo-umor. Ce animal e ăla care se ascunde pe sub trunchiuri de copaci ca un iepure? O vulpe? Nu, e un râs. Ierluțule, uite, Georgica știe să miorle ca pisica. Ionel știe să latre cum latră câinile. Da. Petrica știe să măcăne ca rața. Tu ce știi să faci? Eu știu să fac cum face iepurele. Să faci ca iepurele? Cum adică? Să mănânc morcovi. Ca leul, ca tigrul, ca oaia, ca rața. Și eventual ca iepurele știe să facă regizorul tehnico-muzical Romeo Chelaru. Gigele, ți-am mai spus să nu mai lași deschisă portița coliviei cu canari. Uite că și colivia cu sticlete deschisă. Lipsește un sticlete. Nu l-ai văzut? Știi ceva? Nu, mamă. Dar știu că pisica a început să ciripească. Ei, și ca să ne facem astăzi un program complet, după vizita la grădina zoologică, îți propun să mergem de seară la câinele grădinarului. Nu, du-te singur, eu știi... Hai, dragă, că nu te mușcă! Mache, ce bine îmi pare că te văd! Ce întâmplare să ne întâlnim ca frații aici la grădina zoologică! Ce mai faci tu? Ce mai face Georgel? Eu bine, dar Georgel, săracul de... Săracul? De ce săracul? Ce-a pățit? La birou. Ce la birou? L-au retrogradat? L-au dat afară? Mai rău. Aoleu. L-au făcut șef. Șef? Da. Păi stai nițel. Păi ce vezi tu rău în asta? Păi este că înainte când venea târziu acasă de la o bere, îi spunea nevestii că l-a ținut șeful. Acum ce-i mai spune? Lilișor, spune-i obraznicului de lângă tine să nu te mai strângă de mână. Spune-i tu, mamă. Eu nu-i pot vorbi, pentru că nu-l cunosc. Din lucrările elevului Gigel. Teză la zoologie. Elefantul are patru picioare groase și o trompă în loc de nas. Elefantul are culoarea gri, ca șoarecele. Deși seamănă la culoare, ei pot fi totuși deosebiți. Șoarecele face parte din rozătoare și face multe stricăciuni. Pentru ei s-au făcut cursele de șoareci. Eu n-am văzut o cursă de șoareci. I-am văzut alergând neorganizat. Cocoșul de munte trăiește la munte. Deoarece nu există și găini de munte, rasa este pe cale de dispariție. Mistrețul este un porc sălbatic. Porcul nu este însă un mistreț domestic. Cucuveaua este o pasăre de anticipație. Și
rasa sălbatică și rasa domestică merg la baltă. Merg și la cuptor. Crocodilul are un cap lung și o coadă și mai lungă. În general, el este lung, lat mai puțin. Sardelele sunt niște pești fără cap care trăiesc în ulei. Pot trăi și congelate, dar moarte. Lebăda are gâtul lung și cântă fals. Și girafa are gâtul lung, dar nu cântă fals. Ele însă nu se deosebesc numai prin asta. Camila are două cocoașe. Dromaderul este mai sărac, are doar una. Vaca este un animal domestic care trăiește pe lângă casa omului. Are două coarne, patru picioare și dă lapte. Când nu dă lapte, e bou. S-a întâmplat în nu știu ce pădure un ceva ciudat și cam neclar. Nu credeam de nu venea să jure viezurele martor ocular. Cică veveriță de pe acolo, veselă precum un măscărici, își făcea prin ramuri vechiul solo spre amuzamentul celor mici, gata oricând să-i răsfețe cu același număr cam banal. Dar treptat o undă de tristețe îi răpea din hazul personal. Ca-n orice basc ce îl dedici și celor mici și nu prea mici, se-ntrista sub mantia tăcerii ca un urs, un fel de șef al ei. Îi făcea tot felul de mizerii fără să aibă cel mai mic temei. De exemplu, îi mormăia injurii, credeți-mă, greu de repetat, și o scărmăna cuprins de furii și la propriu și la figurat. Iar din coada-i lungă și stufoasă zilnic îi smulgea câte un smoc cu pornire rea, invidioasă, că el coadă nu avea deloc. Ca-n orice baz ce-l dedici și celor mici și nu prea mici. Și într-o zi, sătură de necazuri, și-a alarmat lăbuța cu-n condei. Și, cum s-a întâmplat și în alte cazuri, reclamă înscris tot o folie. S-a hrănit o lună cu speranța cum că ursul cel impertinent va primi, așa cum e uzanța, cel puțin un mic avertisment. Și când iarna-și începea splendoarea, îi sosi prin albul monoton plicul mic, albastru ca cicoarea, dus de-o rândul neaparavion. Ca-n orice bas ce-l dedici și celor mici și nu prea mici. Dar cu prinsul, Doamne, ce surpriză! Arăta precis și răspicat, cum că, după o lungă analiză, ursul fu găsit nevinovat. Cum că totul e o calomnie, totul nu-i decât un fals tam-tam. Și că veverița Sinedie e retrogradată cu un ram. Am uitat să spun, vai ce scăpare, încă un amănunt neînsemnat. Cazul i-a fost dat spre cercetare, ursului acela reclamat. Ca-n orice pas ce-l dedici și celor mici și nu prea mici. Nurcile sunt animale foarte frumoase. Nevastă mea visează în fiecare noapte că-i cumpăr o blană de nurcă. Și de ce nu-i cumperi? Păi, și pe urmă, ce mai visează? Azi noapte te-am visat. Nu pe mine, blana de nurcă. Visa.
vise, vise, cu dureri, cu bucurii. Vise, vise, vise. În fundul curții la noi acasă, bărbat mi-a făcut o crescătorie de iepuri. De blană? Nu, de cărăbid. Ia uite, femeia aceea cu cățelul se detașează de tot ce în jurul ei, ca în Cehov, doamna cu cățelul. Aproape că nu știi la ce să te uiți mai întâi, la chipul de camea al ei sau la silueta cu linii de balerină. Și cu ce grație ține lesa cățelului și ce mers elegant are. Nu, nu, ia, ia, nu cățelul. Cățelul merge și el, dar parcă nu ca ea. Vine spre mine, se apropie. Cățelul e lângă mine, ce ochi superbi are. Ia, nu cățelul, mă adulmecă cu interes. Cățelul, să nu stau nemișcat, să nu par că mi-e frică. Haide, pufișor, hai. Dar lăsați-l că nu face nimic, sunt sigur că nu mușcă. O, nu vă temeți, nu mușcă. Pufi, pufișor, pufilică mică, 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 îl placi pe nenea? Vă plac cățelușii? Grozavă, pasiunea mea este ceea ce mi-am dorit mai mult și mai mult în viață, un cățeluș. Asta mă bucură, înseamnă că sunteți bun la suflet. Pâine caldă, nu altceva. Îmi plac bărbații care iubesc animalele, în special câinii. Să vă placă. Să vă placă pentru că merită. Îmi permiteți să vă însoțesc câțiva pași? Cu plăcere. E de rasă? Nu, nu, corcitură, foc sârmăs cu șoricar. Dar e teribil de inteligent. Da, teribil. Da, 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 se vede, să vii steți așa. Cum îl țineți? De lesă, nu se vede? Bună glumă, vai. Îmi permiteți să-l țin și eu? Cu plăcere, poftim. Vă mulțumesc din suflet. Mă simt acum parcă un alt om. Am o responsabilitate, o importanță. Glumiți? Deloc, simt că sunt cineva. Atunci mă bucur că gândiți așa. De când am luat lesa din mâna dumneavoastră, numai așa gândesc. Mă bucur foarte mult. A, uite magazinul pe care îl căutam. Vă rog, nu vă supărați. Puteți să rămână aici câteva clipe cu cățelușul? Aș vrea să intru să-mi iau un șampon și într-un minut sunt înapoi. Vai de mine, se poate? Cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc, mă întorc imediat. Da, da, cuțu, cuțu, ce te uiți după mama? Că vine, stai, stai cu minte. Stai mă, urâtule, cu minte. Că te pomnesc, dar nu te vezi, să știi. Să nu mai, mă, nu mai trage, nu mai trage, n-auzi? Că râde lumea de mine. Potaia, bă, stai cu minte, n-auzi? Ia, uite cum se uite lumea. Da, merită, superbă femeie. Bună, mișule. Bună, Vânele. Ce faci? Păi ce să fac, uite, ții și o clipă cățelușul ăsta, o potaie. Da, stăpâna lui, măi, Fănele, măi, Fănele, mă, dacă ai vedea-o... O cunosc, mă, o cunosc. Am venit cu ea cu o oră într-o leibuz. Ți l-a dat ție, hă? De ce să mi-l dea mie? A vrut să mi-l dea mie. M-a întrebat dacă îmi plac câinii și eu i-am spus că nu. Și a plecat să caute un suflet milostiv care să-i lase. Un suflet milostiv? Trebuia să scape de cățel. Bărbatul i-a spus că dacă se întoarce cu el acasă, îl bagă pe gât și ea nu înghite așa ceva. Aole, au, bine că mi-ai spus. A intrat în magazin să cumpere un șampon și cum se întoarce, îl dau și fug. Nu se mai întoarce. Magazinul are două ieșiri, așa că înțelegi, nu? Înțeleg. Mm. Eu sunt sufletul milostiv. Da, sufletul. Măi, băi, lasă pisica, n-au pufi, 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 stai. Mă, nu trage, n-auzi? Pune-ți mâna, oameni buni, oameni, nu pe el, pe mine, că mă trage. Mă, stai, pufișor, stai cu mama, stai cu tata, stai cu, bă, stai, n-auzi? Taina,
Ați reușit să-l dați? Da, pe cuvânt că nu l-aș fi dat, dar a insistat atâta. E foarte amuzant aici la acest zobal, masca dragă. Dar oare cine e maimuțica aia împiedicată care dansează cu șeful nostru de birou travestit în elefant? Şt, vorbește, mă, încetase. De ce? Că dacă te aude elefantul, te trece pe post de porumbel călător și zbor la sighetul marmației. E adevărat că ai cerut-o în căsătorie pe sirena aceea blondă? E adevărat, femeile, ne luăm din dragoste. Meschinule, o iei din interes, sirenile nu-și cumpără pantofi. Oh, original costum aveți, cioban autentic. Așa, e și pop, e și folk. Bine, dar unde vă sunt mioarele? Păi, mioara Popescu s-a măritat, mioara Ionescu s-a logodit cu un om serios. Așa că, da, până la urmă tot găsesc eu o mioară. Normal, trebuie, că un cioban fără mioare e ca un măgar fără oi. Păi, ciobănaș la oi mai duce, ciobănașule. No, no, la mioare. Te-ai travestit în cocor? E, fac antrenament, dragă. Mi-a promis unchiul că mă trimite în documentare în țările calde. Ai pus totul în valiză? Tot ca de obicei, costumul, fluierul, cravașa. E cam târziu, mai am doar o oră până la emisie. La ora asta trebuia să fiu pe platou, să controlez animalele. Dar îngrijitorul ce treabă are? Are și el treaba lui. El s-a ocupat de transportul lor la studiourile televiziunii. Dar înainte de emisiune nu trebuie să le controlez. Numărul nu e atât de ușor. Ce idee ai putut avea? Să faci un număr de dresură cu lup, capre și porumbei? Da, dar datorită acestui număr am ajuns pe Broadway. Altfel eram și acum sub cupola de pânza unui circ amărât din Ohio. Ah, mai am doar 55 de minute. Am plecat. Să te uiți să-mi spui cum ți-a plăcut. Succes! Mai iute, nu poți, mă grăbesc. Pot și mai iute. Dar polițaii pot și mai iute. N-am chef să plătesc nicio amendă. Dar sunt în întârziere, ți-am spus de la plecare, mă grăbesc. Și eu mă grăbesc. Uite, era să trec peste stop. Dacă mă țineți de vorbă, nu vă supărați. Mergeți câteodată la circ? Des, chiar foarte des. E unul acolo, bată-l să bată, care face un număr cu lupi, capre și porumbei. Auzi, neata, să stea lupul și capra unul lângă altul. Așa cum stăm noi acum. Interesant. Nu-i așa? Da, spuneți că mergeți la circ des? Înseamnă că o să fi mers mai demult dacă nu știți numărul ăsta. Și să vedeți cum îi pune la masă pe lupi și pe capră și le dă să mănânce o varză. Hai că stopul ăsta l-am prins pe verde. Așa și capra stă și se abține, adică nu mănâncă varza. În schimb, lupul mănâncă, de parcă varza ar fi miel, auzi? Și porumbei se așează pe umerii lor și pe urmă ei dansează. Ce a mai putut să râd? Mare număr. Dacă zici dumneata. Nu că zic eu, așa e. Hai că am ajuns. La timp, cât face? $4.75. Da, uite, uite că n-am mărunt. Schimbă-mi o hârtie de 50. N-am de luat mărunt, am schimbat 100 unuia dinaintea dumneavoastră. Atunci, știi ce? Așteaptă-mă până termin treaba și... Nici gând, de-abia aștept să ajung acasă. Apare la televizor dresorul meu, ăla cu lupul și capra. Păi nu vreau să-l scap pentru nimic în lume. Ții atât de mult să-l vezi? E artistul meu preferat. Atunci uite, ia $50 și du-te. Du-te să-l vezi. O să-mi dai restul dacă nu o mai întâlni. Cum adică îmi lăsați toată hârtia de $50? Da, hai, iau, că sunt grăbit. $50? Păi atunci rămân să vă aștept. Dă-l naibii de măscăriș, că nu merită. În arena circulară, stelele se aprind. Spectatorii își ocupă locul rând pe rând. Un
semnal și încă unul și un reflector îl aduce spre arenă chiar pe divizor. El bate și o ridică și apoi începe. Parada circului, un șuvoi de tinerețe îmbrăcat în frumusețe spre arenă a pornit. Parada circului și garnoapa gingășiei și bujorul măiestriei sub cupola au răsărit. În fiecare seară tot programul te înfioară și îl urmărești vrăjit. De când e viața lui, la un circ întotdeauna un spectacol se începe cu parada circului. Și echilibriști, dansatori, jongleri și comici, și iluzioniști, animale înfrânzite, alei, calvete privesc, în culise cu emoții toți se pregătesc. Dirijorul dă semnalul și apoi începe. Începe, începe parada circului. Un șuvoi de tinerețe îmbrăcat în frumusețe spre arenă a pornit. Parada circului și garoapa gingășiei și bujorul măiestriei sub cupola au răsărit. În fiecare seară programul te înfioară și îl urmărești prășit. De când e viața lui, la un circ întotdeauna un spectacol se începe cu parada circului. Parada circului. Paraschivoire. Da? Ia spune, ce sunt lamelii branhiatele? Vă rog, repetați întrebarea. Ce sunt lamelii branhiatele? Sunt, adică nu sunt, știți? Adică dumneavoastră știți, sunt, sunt... Vă rog, mai repetați o dată întrebarea. Ce sunt lamelii branhiatele? E clar? E clar! Adică nu e clar deloc. Vă rog să mai repetați o dată întrebarea. Până când vrei să repet întrebarea? Până când aud ce însuflă ăla din bancă. Tăticule, dar de ce poartă pictorii barbă? Pentru ce ne trebuie? Eu știu, poate pentru pensule. Proprietăți are câinele ăsta de vânătoare? Proprietăți? Da. Păi un coteț și două strechini. Am fost aseară la întâlnirea de 30 de ani de la terminarea liceului. Și a fost frumos? Superb! Imaginează-ți o revedere după 30 de ani. N-am spus fiecare starea civilă, profesia, vârsta. Și cam ce vârstă aveați? Păi, dacă am fost colege, niciuna nu depășea 35-36 de ani. Ce frumos îți bat în piept o inimă de 16 ani. Voi trăiți la 80,
și avea de 16 ani. Piesa mea stârnește lacrimi încă de la titlu. Ce spui? E o melodramă atât de grozavă? Cum îi spune? Ceapa. Nu-ți pare rău când vezi că plâng. Ceapa. Știi ce se lipsește ție ca umorist? Nu, ce? Verificare. Nu înțeleg. Ar trebui să ai, ca în industrie, bancuri de probă. Hai, hai, hai să nu vin, că noi numai o iubim. Ți-au ieșit gogoșarii. Ai, greu, o trebuie să spar borcanul. Alo, da? Alo! Dumneavoastră ați dat la ziar că aveți o bisică și ameze de vânzare? Da, l-am dat. Anunțu? Nu, Motanu. Păi ore pisică, ore Motan. Motan. Și atunci de ce ai dat la ziar că e pisică? Umbli cu înșelătorii, a? Ce, nu-i tot una? Păi sigur că nu. Cum? Și l-ați dat scump? Convenabil. Păcat! Eu dădeam mai mult. Pisicuță, pis, pis, pis. Alo, da? Alo? Da. Dumneavoastră vreți să vindeți o pisică siameză? Nu, nu mai vreau. V-ați răzgândit? Nu, dar am vândut-o. V-a telefonat altcineva mai devreme? Da, la 7 dimineața. Asta e oră de dat telefon? Da. O să scoale lumea din somn la 7 dimineața pentru o amărâtă de pisică. Alo, te rog să nu faci pisica amărâtă. O fi veselă că ai dat-o. Dacă iubeai felinele, nu dădeai primului venit pisica. Inimă de canin. Pisicuță, pis, pis, pis.
Alo, da. Alo, da. Alo, știți, eu am șoricei și în pipniță și în pod. Da. Pisică îmi lipsește. Da. Poate fi și ziua mea, să vă rog. O cumpăr imediat. Târziu am dat-o. Și eu care aranjasem și o perniță cu ciugurei. Pentru cine? Cum pentru cine? Pentru pisică. Alo, cui ați dat-o? Cui să dau? Unui cumpărător. Da, și cum îl cheamă? Popescu. Popescu? Da. Aoleu, îl cunosc. Ăsta nu știe să deosebească o pisică de un iepure. Mă rog. Mi-a spus cei care au fost la el, la masă. Și acum ce să fac? Păi ce să fac? Să-mi luați pisica înapoi, să-mi o vindeți mie. Eu am șoricei mici, Popescu, are șobolani, periculoși. Cum o cheamă? Pe cine? Pe pisica pe care ai trimis-o la moarte. Pis, pis. Păcat de ea. Am să te reclam la Societatea pentru Protecția Animalelor. Pentru omor premeditat prin imprudență. Nu te salut! Pisicuță, pis, pis, pis. Alo, da? Alo, pisica siameză în perfectă stare? Da, are 4 labe, 2 urechi și o coadă. Te întreb de sănătate. Mulțumesc bine, am avut un gâturai, dar mi-a trecut. Nu dumneata, pisica. E sănătoasă tun. Prinde șoareți? Prinde și muște. Poți să o văd? Nu. Cum adică, s-o cumpăr fără să o văd? Nu o cumpărați deloc, că nu mai am. Păi atunci de ce ai mai dat anunț la mica publicitate? Ca să prăpădim fisele de telefon? Dacă am vândut-o. Știi ce le-ai spus de la început? Pentru că nu m-ați întrebat. Mare fisolog mai ești. O să reclam să suspende telefonul. Pisicuță, pis, pis, pis. Alo, da? Alo, tovarășul cu pisica? Da. Zici că prinde șoareci? Da, prindea. Adică prindea, nu mai prinde? S-a reprofilat? Nu, dar... Am o propunere, eu am un șoricar, ți-l dau și îmi dai pisica, e bine? Da, dar... Toarce, că nevastă mea nu vrea să prindă șoareci, vrea să toarcă. Și de ce nu o lăsați să toarcă? Nu, ia șoricarul și șoricarul nu toarce. Îmi dai pisica? Îmi pare rău, dar pisica nu mai e. Vai de mine, dar ce ați făcut cu ea? Am vândut-o. Și nu mai aveți una de rezervă? Nu. Și nu știți nici un prieten care vinde o pisică torcătoare? Nu. Aoleu, ce fel de prieteni aveți? Nu puteți pune nicio bază pe ei. Dar nu cumpărați un șoricar, îl dau cu lesă cu tot. Nu. Va să zic că nici nu cumperi, nici nu vinzi. Atunci de ce mai dai anunțuri? Numai ca să-ți bați joc de oameni? Ești tu huligan, să-ți fie rușine. Și măcar dacă aș fi dat eu anunțul. Alo, da? Alo, vreau să știu... Am vândut-o! Ionică, stai, ce-ți veni? Ce? Ce-ai vândut nevasta? Cum? Ai ce vă arăta, Angela? Vreau să știu dacă nevastă-ta e acasă, ce face? Ce să facă? Toarce! Toarce, toarce, toarce! Gigele, câte labe are gâsca? 2 tanti! Dar ochi, are gâsca ochi? Câți are? 2 tanti! Și aripi? Câte aripi are? Tanti, dumneata n-ai văzut niciodată o gâscă? Atunci ascultă! Zoo umor! S-au inspirat din manualul de zoologie autorii Constantin Zărnescu și Alexandru Darian. Ce animal e ăla care se ascunde pe sub trunchiuri de copaci ca un iepure? O vulpe? Nu, e un râs. Au venit să stârnească râsul Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Tamara Buciuceanu, Radu Zaharescu, Janin Stavarache, Cornel Vulpe, Ileana Zărnescu, Nae Lăzărescu, Mariana Iloviceanu, Sorin Gheorghiu, Paula Rădulescu, George Gentea, Dana Munteanu și Dem Rădulescu. Miricuță, uite de ce te-am chemat. Spuneți-vă, eu sunt întotdeauna la ordinele dumneavoastră. Da. Menageria noastră, după cum știi, are o firmă deasupra intrării, nu? Da, da. E de firma asta și intrarea ar trebui iluminate, dar economicos. Mm-hmm. Să se vadă totuși că e singura menagerie din orășelul nostru. Bă, dar ne-am gândit să punem un tuf fluorescent. Ce da, zici? Toți de aici ne-am gândit că dumneata
ești cel mai indicat să te ocupi de acest lucru. Numai dumneata. Eu vă mulțumesc pentru încredere. Da. Deși specificul acestei muncii mi este străin, voi căuta să fac față. Să fac față, asta e, foarte bine. Atunci, hai să te vedem la treabă. Da, da, știți... Da. Ce mai e? Aș avea nevoie de un telefon, știți, pentru o mai strânsă legătură cu colaboratorii. A, da, bine, 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 Minicuță, să vorbim cu centrala să-ți dea un număr. Minicuță? Arde becul? Încă nu arde. De ce, dragă? Păi aici nu e vorba de un simplu tub de neon. Da. E vorba de prestigiul menageriei noastre. A, da, sigur. Păi cum punem becul? Unde punem becul? În ce unghi cade lumina? Da. Vedeți, sunt probleme. Și dacă nu am o secretară... O secretară. Da. Bine, Miricuță, bine. Să vedem care din fetele de la birou e mai liberă, nu? Da. Ori Didina, ori Gicuța. Da, care vreți dumneavoastră. Da. Important e să meargă treaba bine. Bravo, Miricuță. Miricuță, Ardebecu? Încă nu. Nu, de ce? Păi, vedeți, dumneavoastră, aici nu e vorba de un simplu tub de neon. Da, de ce? Aici e vorba de firma menajeriei noastre, nu? Și avem cabluri, sârme, startere, întrerupător, instalații de valoare. Avem, da. Păi, cine răspunde de ele? Da. Sigur, eu, dar eu mă duc pe teren, adică la poartă, să gândesc schema instalației, așa că aș avea nevoie de un paznic. Un paznic. Păi să vedem care din îngrijitorii de la animale, nu, e mai liber. Da. Poate Fane, Petrică, nu, sau Coștei. Nu, care vreți dumneavoastră. Important e să meargă treaba bine. Ei, Miricuță, Ardebecu! Încă nu. Încă nu, de ce, dragă? Păi aici nu e vorba de un tub de neon oarecare. Da. Tubul ăsta va lumina firma menageriei din orășelul nostru. Da. Credeți că ea poate fi luminată așa, oricum? Oricum, adică... Adică e vorba de o schemă a instalației, de niște planuri, de concepții, de conductibilitatea materialelor, de sarcina rețelei folosite, ca să nu mai vorbim și de designul pe care trebuie să-l aibă instalația folosită și folosirea instalației. De designul care... Da, sigur, da. Și... Deci e nevoie de o deplasare. Da. Unde credeți dumneavoastră? Da. Pentru o documentare trainică, știți, și un eventual schimb de experiență. Nu, Miricuță, asta nu. Măcar o săptămână. Nici să nu te gândești. Bine, unchiule, să poate. Mi-ai dat telefon, mi-ai dat secretară, mi-ai dat paznic și acum nu-mi dai o amărâță de deplasare de câteva zile. Se poate, unchiulețul. Uite, vezi, uite. Frumoși sunt urși, cât sunt de greoi, au totuși o eleganță. Am citit undeva că un urs alb e în stare să mănânce 10 kg de pește pe zi. Conserve sau congelat? La, la, la. Spune-mi, dragă, soțul tău are obiceiul să vorbească singur? Nu știu, n-am fost niciodată cu el când era singur. Niciodată n-aș putea. Niciodată.
te deranjez cu o întrebare. Te rog. Câinele ăsta al dumitale este un buldog veritabil? Nu, no, o copie. Ospătar. Da, vă rog. Te rog să-mi aduci un pește bun. Oh, și după părerea dumneavoastră, cum trebuie să fie un pește bun? Să înoate de trei ori. Cum adică? Prima dată în apă, pe urmă în unt și la urmă în vin. Alo, alo, ți-ai uitat umbrela în cuier. Ia-o că închidem berăria. Nu te supăra, dar de aici am luat-o acum trei zile când m-a prins ploaia. Aici o las. Salut. Da. E defectă soneria, mă scuzați. Da. Bună ziua. Bună ziua, ce doriți? Aici este comisariatul arondizmentului 21. Aici și? Mi s-a spus că aici trebuie să mă adresez. Pot vorbi cu comisarul șef? Eu sunt, despre ce e vorba? Să vedeți, pot să stau jos? Mulțumesc, sunt foarte emoționat. Vă rog, vă rog, spuneți. Am venit să reclam că am fost victima unui furt. Da. Un moment să o luăm legal de la capăt. Cum vă numiți și profesia? Pierre Darco. Țin un magazin de articole pentru pescuit și substanțe nutritive pentru acvarii în Rue Pomme de Terre la numărul 8. Bun, bun, s-a notat. Așa. Și ce reclamați? Am fost victima unui furt. Ce vi s-a furat? O cămilă. O ce? O cămilă. O cămilă? Dar de unde o aveți cămilă? Am adus-o ca amintire dintr-o călătorie făcută în deșertul Madjeb. Da, da, deci spuneți că ați adus aici în Paris o cămilă și vi s-a furat. Da. Dați-mi, vă rog, semnalmentele. Da, am 1,80 m înălțime, no, no, șaten, no, no, ochi, no, albastru. Nu, no, no, ale dumneavoastră, ale cămilei. Ale cămilei, da. Nu mi le mai amintesc. Câte cocoașe avea? Cocoașe nu avea, era o cămilă bună, am luat-o fără defecte. Aba nu avea. Câte? Una sau două, poate mai multe. Să zicem două, da, e bine? Da, e bine, da. Că avea mai multe. Mă rog, mă rog, alte semne particulare. Avea patru picioare, o coadă. Bun, bun, lăsați, femeie sau bărbat? Eu? Nu, cămila. Ah, cămila, da, asta știu precis. Era de sex masculin. De sex? Dar de ce afirmați cu atâta siguranță? Păi de câte ori mergeam pe stradă călare pe cămile, toată lumea striga: ia priviți la zănaticul ăla. De ce, 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 de ce și de ce? Întrebări? Și întrebări. Aș dori o bască. S-o puneți pe cap? Câți locuitori sunt în comuna asta? Ca număr de persoane? Costume de plajă aveți pentru vară? Aveți fermoare? Doriți să funcționeze? Ce pădure o fi asta? Aia cu copaci. Condică de reclamații aveți? Ați încercat alături? Noi nu ținem. De chiar? De ce? De ce, 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 de ce și de ce? Unde alergi așa, fănele? La poștă, să dau o telegramă nevestii mi, să mai lase telefonul, că am să-i comunic ceva urgent. Dar ce vorbești atât de mult? Oh, știi cum e? E ca... cum să spun? E ca... ca aia, ca... Alu? Dar nu te băga pe... Cum nu te bagi? Cum nu te bagi? Atunci ce răspunzi dumneata? Eu caut Dorohoiu și acolo trebuia să-mi răspundă Sebastița. Ori tu ești Sebastița sau ți-ai schimbat vocea? Nu? A, ești vărul Sebastiței? Trebuie să mă scuzi, Stelică. Ia spune, când ai venit și când pleci? Mâine și ieri? Cum ai venit mâine și pleci ieri? A, invers, mă bucur. Ce mai e nou, dragă, pe la Pașcani? Tot nou de cale ferată, da? Nu l-au mai desnodat toată, frate? Dragă, dă-mi un minut pe Sebastița, te rog, sunt neagră în supărare. Pastelică și drum bun, da. Alo, Sebasto, ce bună, că numai de bună nu mi-ar de mie. Știi cât mi-a venit de plată telefonul? Ia ghici, dragă. Ei, nu, ghicește. Ghicește, dragă, hai. Ba, ești departe, dragă, mai pune, da, mai pune, soră, încă, încă, încă pe atâta, hai.
Da, dragă, 1842 și 50 de bani. Acum de unde ori fi scos să ia drumă 50 de bani, naiba știe. Dar te întreb, pe ce tu, pe ce? Nu pe ce 50 de bani, pe ce 1842? Că dacă scot un cuvințel două pe zi cu tine, dragă, mă rog, tu ești la Dorohoi și eu la București, dar ce Dorohoi e Honolulu? Și ce vorbim tu, ce vorbim? Ah, câteva minute de 6 ori pe zi, atât, ei. Tu cât ai plătit, nă? Ca să vezi. Dom'le, ne încarcă ceva de groază, dragă, ia să văd Georgeta cât o fi plătit. Pa, te pup, pa! Scoți câteva vorbe la telefon și te taxează de te usucă. Ei! Alo? Georgeta? Elisabeta? Și Georgeta unde este? Nu e nicio Georgeta acolo, dar nu se poate, dragă, nu e 3-3-2-1-3? Este? Atunci, cum să nu fie acolo, Georgeta, dacă e 3-3-2-1-3? Ce și-a schimbat numărul, dragă? Nu se poate! Am vorbit și ieri cu ea și alaltă ieri, în fiecare zi. 3-3-2-1-3! Hai să lasă gluma și dă-mă pe Georgeta, că vorbesc în București. Cum unde să fie, Georgeta? Acolo, dragă, la Cluj. Cum nu e Cluj acolo? E Timișoara? Și ce te bagi, dacă pe fir cu Timișoara admitale? Ei, drăgie, am făcut prefixul smarante de la Timișoara și numărul Georgete de la Cluj. Alo, Georgeta? Hai, dragă, că până acum am vorbit cu tine la Timișoara. Cum ce căutam acolo? Dacă te căutam pe tine la Cluj, dar mi-a răspuns Elisabeta ta la Timișoara. Am făcut prefixul smarante și fixul tău și mi-a impulsionat 5 minute cu Elisabeta. Dragă, îți dau telefon să te întreb. La voi cât se mai plătește telefonul? Că la noi e ceva teribil, dragă. 1842, că 50 de bani nici nu mai pun. Și mă mir că nici n-apuc să vorbesc, dragă, cum se cade. Fac o economie de speriat. Tu cât? A, nu, nu e mult, dragă, e clar, nu e clar. Pe mine m-a încărcat. Uite, mai vorbesc cu tața la Constanța, cu Gigel la Brașov, cu Guța la Suceava și cu Miora la Sighișoara. Se întreb și pe ei și pe urmă fac reclamație. Așa nu se mai poate. Pa, și vorbim mâine la aceeași oră, dragă. Las că aranjez eu. Eu fac reclamație, să știi, fac reclamație. E grozav a ieșit iepurile ăsta împănat. Tu l-ai preparat? De ce ești indiscret? Eu te-am întrebat dacă l-ai împușcat tu? Te auziți ce povești? Spune un vânător. De ce nu ai tras în potârnichea aia? Ai fi nimerit-o precis. Ești mâna atât de încet? Cred că nu era proaspătă. Spune un vânător. Să nu zâmbiți mai atent, ascultați și nu vă mirați. Și văd o potârniche. Puc! O iau și o bag în tolbă. Iese dintr-un fiș un iepure. Puc! Îl iau și îl bag în tolbă. Din stânga țâșnește o vulpe. Puc! O iau și o bag în tolbă. Din dreapta iese un mistreț. Puc! Dacă și pe ăsta îl bag în tolbă, îl pleznesc. Dar nu-l nimeresc. Așa că m-am întors acasă și mistrețul a plecat la treaba lui, la purcei lui acolo. Ce povești? Spune un vânător. Da, faceți sport? Nu, doctore. A, trebuie să faceți. Și dacă aș fi făcut, ce mi-ați fi spus? Să nu mai faceți, normal. Doctore, nu știu, nu pot să-mi explic de ce suferiți. Cred că alcoolul e de vină. Bine, doctore, o să vin când sunteți treaz. Pe așa pe oamenii buni, așa pe oamenii buni. Ieri m-am internat în spital cu o febră foarte puternică. Și azi ești pe picioare? Dar cum ți-a trecut, cu antibiotice? Nu, mi-au dat o infirmieră urâtă. Înainte, pe unele porți scria: atenție, câine rău. Acum scrie: atenție, garaj. Primejdea însă rămâne cam aceeași. Totuși, am mai întâlnit și astăzi unele atenționări referitoare la rasa canină, care de care mai mușcătoare. Dintre ele am selectat câteva pentru dumneavoastră. Atenție, nu încerca să duceți tratative cu câinele. Este intransigent și operativ.
Atenție, câine rău, nu latră, nu mușcă, mănâncă de pomană. Atenție, la intrare prezentați buldogului cartea de vizită. Să aveți două. Pe prima o mănâncă fără să o citească. Atenție, câinele meu colecționează fâșii de pantaloni. Nu-i dați ocazia să-și împocățească colecția. Atenție, câine dificil și surprinzător. Nu intrați fără să strigați. Altfel, o să strigați după ce intrați, dar va fi cam târziu. Atenție, câine începător. Nu face încă distincție între prieten și dușman. Atenție, înainte de a deschide poarta, studiați cu atenție starea psihică a câinelui. Dacă are o privire ușor meditativă, cu o contemplație onirică și fără nuanță de anxietate, puteți intra. Dar mai sigur e să-mi dați un telefon înainte, ca să-l leg. Atenție, nu vă luați după proverbul câinele care latră nu mușcă. Al meu e genial, face două lucruri deodată. Atenție, câine de circ, rupe lanțuri. Atenție, câine, intrați cu foarte multă grijă, s-ar putea să-l călcați. Atenție, câine de buzunar, rupe orice buzunar. Atenție, adresați-vă câinelui în sanscrită sau în havaiana veche. Dacă nu cunoașteți una din aceste două limbi, nu intrați. Atenție, nu aruncați cățelului un os, un biscuit sau altceva. E primejdios, la tentativă de mituire, devine câine. Atenție, înainte de a intra, vorbiți frumos cu câinele, spunând-i cuțu, cuțu, ce nu mă cunoști, veți avea o surpriză mare. Nu vă va cunoaște. Anunț, cine a scris pe poarta mea, atenție, aici câine rău, a făcut-o în totală necunoștință de cauză. Eu nu am câine, nu înțeleg la cine s-a referit. Gigele! Da, tanti! Pisica voastră mi-a mâncat toată maioneza. Ce înseamnă asta? Înseamnă că i-a plăcut. Hei, ce s-a întâmplat aici? Care a spart geamul la intrare? Eu, nene! Când? Acum 2 ore. Și de ce nu l-ai pus la loc? Am încercat, dar erau bucățelele prea mici. Gigele, dragă, am 5 nuci și îți dau ție 3. Câte mai rămân? Să văd întâi nucile. Matache, dragă, eu mai rămân aici la feline. Da. Tu cu Alecu puteți să vă continuați plimbarea, vă ajung din urmă. Bine, dragă, bine, dar vezi să nu ne pierdem unul de altul. Nu, nicio grijă, vin după voi. Bine, bine, mergem mai încet. Ce zice, Alecule? Îți place aici la grădina zoologică? Da, e plăcut, n-am mai fost de mult. Mai ieșim și noi din casă. Ai dreptate, mai luăm și noi nițel aer curat, nu? Da, printre cuștile astea, da. Acum însă vreau să mergem să vedem maimuțele. Sunt pasiunea mea. Le-am observat în special în ultimul meu voiaj de studiu. Bine, mergem, dar să nu ne pierdem. Unde a rămas nevastă ta? Ne ajunge din urmă. Acum se uită la feline, la lei. Îi plac tare mult lei. Și a mea e la fel. Când are câteva sute în buzunar, e veselă și bine dispusă. Foarte bună, foarte bună. Însă maimuțele, dragul meu, sunt formidabile. Au ele o notă specifică, o sensibilitate. Ia uite-le, uite că am ajuns. Ce caragioase sunt. Nu, ni se pare nou, da? Ele tot ce fac, fac o explicație. Știi că maimuțele râd? Ei, nu mai spune, la glume. Hai, lasă. Vorbesc serios, da. Și plâng cu lacrimi. Ei, să nu-mi spui că maimuțele plâng cu lacrimi de crocodil. Ar fi o inadvertență zoologică. Îți arde de glume, dar uite-te și spune și tu. Nu sunt drăguțe? Uite la aia de acolo. Te cunosc? Nu, de ce? Păi nu, vezi, îți fac niște semne ciudate. A, așa sunt ele, prietenoase. Uite, drept dovadă, am la mine o fotografie. Uite, fii atent aici. Eu înconjurat de maimuțe. Și care ești tu?
Cel de mijloc, cu pălărie de pai. Da. Mi s-a spus, dar nu cred, că sunt unii care ar mânca la ocazii carne de maimuță. Dar ce gust are? Orice gust, de oaie, de vacă, de berbec, de porc. Știi, maimuța poate imita pe oricine. Nene! Ce vrei, mă, picule? Nene, tata mi-a spus că ne tragem din maimuță. Vezi-ți, măi, de drum, nu te băga în vorba oamenilor mari. Da, tata zicea că dacă ne tragem din maimuță... Pleacă-mă de aici, n-auzi, originea familiei tale nu mă interesează cât uși de puțin. O bar n-ai de Darwin, nene! Obraznicul, ai văzut? Da. A scos limba la mine. Ia uite, patate, ia uite. Toate maimuțele din cușcă au scos limba. Băi, ce ți-am spus? Au un formidabil spirit imitativ. Uite, ia-te, uite. Da, uite. Să batem din palme. Uite. Formidabil. Astea ar trebui aduse la teatru. Succesul unei piese ar fi asigurat. Și acum uite, fii atent la mine. Eu arunc bețișorul ăsta. Uite. Așa? Să vezi că toate vor arunca în noi cu un bețișor. Auzi, Matache, te rog ceva. Sunt vreo 20 de maimuțe. Aruncă în ele cu 100. Foarte bună, da, să vezi cum se cheamă între ele. În special apelurile lirico-sentimentale. Bărbatul face cam așa. Ce? M-ai chemat, dragule? Colegul meu Goguță are opiniile lui în materie de zoologie. Susține că cel mai avântat animal este elanul, cel mai ascuțit animal este lama și că girafa este un animal care face gât. 3 zile am lipsit de acasă, fiind plecată la mama la Slobozia. În timpul ăsta tu ai dispărut. Unde ai fost, mitică? Acasă, unde să fiu? Cum acasă, când în fiecare zi am telefonat la ora 9 seara și tu nu erai acasă? Păi tu nu știi că închide la 10? Ia mai toanul păhărei. Ora închiderii, vă rog. Și astfel se închide acum și... Zoo umor. S-au inspirat din manualul de zoologie autorii Constantin Zărnescu și Alexandru Darian. Ce animal e ăla care se ascunde pe sub trunchiuri de copaci ca un iepure? O vulpe? Nu, e un râs. Au venit să stârnească râsul Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Tamara Buciuceanu, Radu Zaharescu, Janin Stavarache, Cornel Vulpe, Ileana Zărnescu, Nae Lăzărescu, Mariana Iloviceanu, Sorin Gheorghiu, Paula Rădulescu, George Gentea, Dana Munteanu și Dem Rădulescu. Ienuțule, uite, Georgica știe să miorle ca pisica, Ionel știe să latre cum latră câinele, da. Petrica știe să măcăne ca rața. Tu ce știi să faci? Eu știu să fac... Cum face iepurele? Să faci ca iepurele? Cum adică? Să mănânc morcovi. Ca leul, ca tigrul, ca oaia, ca rața și eventual ca iepurele știe să facă... Regizorul tehnico-muzical Romeo Chelaru. Gigele, ți-am mai spus să nu mai lași deschisă portița Coliviei cu canari. Uite că și Colivia cu sticlete deschisă. Lipsește un sticlete! Nu l-ai văzut? Știi ceva? Nu, mamă! Dar știu că pisica a început să ciripească. N-are sticleți, nici canari, dar se pricepe la cântece... Redactorul muzical Ion Bart. Ei, și ca să ne facem astăzi un program complet, după vizita la grădina zoologică, îți propun să mergem de seară la câinele grădinarului. Nu, du-te singur, eu știi... Hai, dragă, că nu te mușcă!
nicio aluzie. Regia artistică Alexandru Darian. Știi când ne-am văzut noi ultima oară? Da, acum 3 luni. Tot aici, la grădina zoologică. Și mai ții minte ce ne-am spus la despărțire? Cum să nu? La revedere!